Invitata noastră ne scoate la dans, ce poate fi mai frumos, căci a lansat recent un nou colaj macedonesc și de-abia aștept o să-l auzim în curând după ce discutăm mai multe cu ea. Eu vreau să știu așa, cum împacă ea viața de familie, de când a devenit mămică, cu ce artistică? A venit acum Giulia Ionescu și ne povestește mai multe. Bine te-am găsit, Giulia! Salutare, mă bucur să te revăd! Și eu mă bucur mai ales că mi-am amintit așa, când ne-am văzut prima oară aici, aveai burtică și era prin decembrie, nu? Așa era o burtică, de mare! Da. Dar erai o mămică tare, tare frumoasă. Mulțumesc, și acum mulțumesc. Ești o mămică tare, tare frumoasă, fără burtică. Da, fără burtică. Chiar astăzi bebe împlinește 5 luni. 5 luni, mulți înainte. Da. Și ne bucurăm tare mult de perioada asta. A fost un copil foarte dorit. Și de noi, dar și de bunici. Acum bebe este la... E la bunii. E la bunii. E la bunii, așa. E la bunii și tare se bucură. Ce drăguț. Dar cum vă este vouă? Cum v-a schimbat viața venirea lui pe lume? În foarte bine. Cu ce a venit? Pentru că de fiecare cu dată noroc. Un copil vine și schimbă și ceva. Da. Un copil vine cu mult noroc. Cu foarte mult noroc. Parcă s-au legat mai multe lucruri de când a apărut el. Parcă avem o poftă De a face mult mai multe lucruri de când a apărut el. Da, ești mai determinat. Mult mai determinat, atât eu cât și tati. Și ce pot să zic? Sunteți binecuvântarea noastră de la Dumnezeu. Zi așa cu nopțile, cum stați cu nopțile nedormite? Primele două luni au fost puțin mai grele pentru că a avut colici, fiind băiețel, dar după foarte cu minte. Este un copil foarte cu minte. Adică mă trezesc o dată pe noapte, nu e mult. Și doarme până la 7-8, adică... Hai că te ajută să-ți faci și tu somnul de frumusețe, dar are grijă de mami, da? Da, are grijă de mami. Seamănă cu amândoi. Așa. Și este tare drăgălit, cred, non-stop. Este nu că drăgălit, nu că iubit. Este primul nepot, primul... Îmi dau seama ce e acolo în familie, nu? E prințișorul familiei. Exact așa, da. Minunat, Giulia, povestește-mi acum cum împaci tu, uite, viața de familie, pentru că tu trebuie să fii conectată cu el, ești atentă la nevoile lui, ai acel ritm în care trebuie să-i faci și lui, știi tu, toată rutina, trebuie să-ți respecti și tu rutina ta de femeie, de mamă, nu? Da. Cum faci cu mersul la studio, cu înregistrările, cu evenimentele, cu tot ce trebuie? Cu sprijinul bunicilor, 100% cu sprijinul bunicilor, atât eu cât și tati suntem 24 din 24 de luni până vineri cu el. Și când am eu treabă, stă el și viceversa. Faceți, da. Exact. Da, cu schimb. Dar bunicii ne ajută cel mai mult și de asta putem și noi să ne facem treaba. Așa și este. Să evoluăm și mai ales acum în perioada asta de vară, când sunt evenimente, sâmbătă și duminică. Nu scăpați, trebuie să fiți acolo pe scenă. Da, exact. Printre și bebe stă cu bunicii. Este un foarte mare ajutor. Nu este problema atâta timp cât știi cum e. Este cu condică. Da, cu cine condică. Cine stă weekendul ăsta? Eu sau? Vă faceți rezervare, vă faceți cât un booking acolo, exact, nu? Exact, așa este, da. Da, păi ce să faci, oricum e foarte bine că aveți acest sprijin din partea lor. Și e important și pentru voi, pentru sănătatea voastră psihică, în primul rând, știi? Da, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am și recuperat foarte repede, deși am făcut cezariană, dar și pentru că am avut ajutor, adică am avut timp să mă refac. Uh-huh. Și m-am refăcut chiar bine și repede. Bravo. Rapid. Povestește-mi despre acest colaj macedonesc. Da. Cum de te-ai gândit să-l lansezi? Colajul macedonesc a fost înregistrat când eram gravidă. Așa. Adică în ultima lună cumva. Da. Dar pentru că eram foarte gravidă, nu aveam cum să-l filmez. Corect. Și am zis noi că cea mai bună variantă este să îl filmăm chiar la botezul lui Damian, că așa-l cheamă. Așa-l cheamă, e un nume frumos. Și a ieșit un colaj chiar... Deci v-ați distrat pe cinste, că a fost acolo cu petrecere, cu botez, cu tradiții, filmare. Nu? O să ne urmărim, exact. Și sunt toți cei dragi nouă acolo, frații, părinții, nașii, toată lumea. Uite, arătăm și noi acum imagini, da? Exact, așa a fost, uite, o familie mare, s-a distrat toată lumea. O familie mare, da, toată lumea s-a distrat. Deci eu mi-am rupt una dintre rochii, deci am dansat acum. Până când nu am mai putut. Și eu și soțul meu am dansat continuu, da. Dar toată lumea s-a distrat, a fost așa... Intens totul, da. Și colajul macedonesc a fost primit foarte bine. Da.
Pe această cale îi mulțumesc Cristinei Stroiela, eu am făcut acest colaj la We Are Family Records și mă bucur tare mult că oamenilor le place și am ținut foarte mult ca acest colaj să fie, cum să zic, să sune foarte bine, să arate foarte bine, adică nu am vrut să fac lucrurile de mântuială. Pe și grab, aia așa, poate da. Aș fi durat puțin mai mult, adică aș fi putut cumva să-l înregistrez în luna decembrie, dar... Dar n-avea vibe-ul acela, n-avea energia aceea, nu? Nu. Așa este. Și asta a fost cea mai bună variantă, să filmăm colajul live la botezul micuțului nostru. Oricum, eu nu știu să filmez la vreo petrecere și să nu fi auzit măcar ceva machedonesc, o piesă, da. Două, știi? Da. Și automat lumea când aude, da. Și la evenimente. Da. Deci parcă așteaptă momentul ăsta. Da, așa este, da. Da. Mulțumesc Dumnezeu, și chiar... ai început să incluzi colajul în evenimentele tale, da? Deci da. Mășcuie. Cumva am început să-l includ de dinainte să-l postez, da. Ca să văd așa un feedback. Reacția, nu? Da, și foarte... A ieșit foarte bine. Ba chiar acum ne sună oamenii și ne întreabă, da, o să fie și colajul în să fie, program? Cum să nu. Sigur că da. Și urmează. Ce mai faci? Uite, vine toamna acum, mai lucrezi vine la ceva? Vine toamna, dar până la toamnă mai este vară. Mai avem, da, încă mai avem o lună. Și sperăm să lansăm o nouă piesă în prima audiție și să fie totul așa cu videoclip, trebuie. Sper. Cu videoclip, da. Te-ai gândit la ceva? Asta, videoclip, nu m-am gândit. Nu. Încă, dar inspirația vine pe parcurs. Depinde ce vibe o să aibă. Ce simți atunci, da, și ce idee îți vine atunci. Exact. Și vine toamna, te pregătești probabil să lansezi și pentru sezonul rece niște piese, nu? Exact, da. Mă gândesc cumva la un colaj latino, ca un următor proiect, da. Dar până atunci va fi o piesă. Va fi o piesă cu siguranță. Așa este. Și mai povestește dacă mai aveți timp și voi de o vacanță, pentru că mai avem luna asta de vară, voi aveți weekendurile ocupate. Ce bine că m-ai întrebat. Cum chiar faceți? Mâine plecăm în vacanță. Unde plecați? În Grecia. A, plecăm. Ca să fie așa puțin aproape, că plecăm cu bebe. Da, da, da. Și nu putem să plecăm foarte departe, dar bunicii ne-au promis că în ianuarie... O să stea cu bebe și plecați și voi doi. O să stea cu bebe și mami și tati pleacă în vacanță 2 săptămâni. Aveți nevoie. Așa sperăm. Aveți nevoie, orice părinte are nevoie. Da, ca să încărcăm bateriile pentru următorul sezon. Așa este, așa este. E minunat cum v-ați gândit voi așa să planificați toate cumva... lucrurile. Da. Foarte bine, pentru că am născut în luna de iarnă. De fapt, am născut pe 1 martie. A venit de mărțișori. Deci el este mărțișorul tău. Da, este mărțișorul nostru. Ce drăguț. Mami și-a lutat. Și a venit cumva într-o perioadă de iarnă și am avut timp să mă refac până iunie, cam așa, aprilie, mai. Și am putut să revin la evenimente, pentru că erau contracte luate de dinainte de a ști că sunt însărcinată. Știi cum se zice, știe Dumnezeu ce face. Exact. Așa chiar este. Așa a fost și pentru noi. Așa este. Îți mulțumesc tare mult. Mă și bucur mult că ne-am reavăzut și că ne-ai povestit toate lucrurile acestea frumoase din mulțumesc. Viața ta. Și ținem pumnii mai departe să-ți Doamne reușească să așa cum ți le dorești. Un nou proiect. Te așteptăm aici din mulțumesc nou. Mulțumesc mult. Mulțumim frumos și hai să ascultăm colajul macedonesc. Giulia, hai să o ascultăm.
beautiful.